mă așteptam să fie atât de multă mâncare într-o 1700 calorii. 50 de grame de proteină. Bine, asta le mănânc acasă, deja nu mai pot. Dacă avea niște gărgăuri. Proteină și carbo. Dacă acest clip strânge 10.000 de like-uri, facem la Taco Bell. Nu vă recomandăm asta, nu vă recomandăm să mâncați de la asta. Mac. Salutare oamenii mei! Și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi suntem la McDonald's să facem un meniu cu deficit caloric pentru ghiduși. În sfârșit! Ce credeți, dar nu vă recomandăm asta, nu vă recomandăm să mâncați de asta, la Mac. Asta, noi acum facem și nou. V-am obișnuit, dar nu vă recomandăm să mâncați meniul acesta. Vă dați seama, o să slăbiți, dar nu aveți deloc micronutrienți și macronutrienți corespunzători. Macro de la... Știm foarte bine că atâta timp cât sunteți în deficit caloric, puteți să mâncați și de la Mac și de la KFC și de oriunde, cu oricum slăbiți, dar o să aibă un impact negativ asupra organismului. Nu uitați să lăsați un like dacă vreți să mai vedeți astfel de vloguri și câte calorii avem. Puteți face și la KFC asta. Da, dacă acest clip strânge 10.000 de like-uri, facem chestia asta și la, nu KFC, Taco Bell. Taco Bell, că e greu rău, îți dai seama. Da, Taco Bell chiar e dificil să faci asta. Da, deci la 10.000 de like-uri facem la Taco Bell. Gata. La Dristor le luăm pe toate. Facem burul de gen. Vrei să zic, nu ești pregătit câte calorii ai de mâncat? Ia. 1800 de calorii, deci am mâncat dracu în 1800 de calorii. Dar astea sunt toate pe toată ziua, gen. Da, ai una, două, trei, patru mese. A, bine, dacă mi-ai luat salată cu salată și apă și ceai... Nu ți-am luat deloc salată, o să fii surprins că nu ți-am luat salată. Bine, sper să găsești un McFish pe acolo, că ăla e favoritul meu. Am ținut cont și de chestiile astea, de chestiile favorite ale lui, dar o să vedeți chiar acum ce o să comandăm, pentru că noi ne ducem, luăm mâncarea și revenim imediat. Hai! Haide, mă, vino ca să filmăm. Haide, frate. Aoleu! Ia, zic, hai prima masă. Mamă, ce proastă e cu asta. Zero. Deci, avem acum toată mâncarea în față. La prima masă, o salată de asta prikindel. 4 McNugget. Și sosul de... Păi n-avem, nu ne-a dat sos. N-are nicio caz, fără sos. Și ocupă de proteină, da? Pentru toată această masă avem 301 calorii, din care 16 grame de carbohidrați, 11 grame de grăsimi și 36 de grame de proteină. Avem micronutrienți din salată, avem din McNuggets, proteină și carbo. E bun, nu? Oh my god! Dar știi ce n-am? Mars, hai că te duc la mic și mănânc când am lăcă mine, viază! Vrei salată? Da, și mie niște salată. În loc de sos. Hai. V-ați fi gândit vreodată că o să ne vedeți făcând asta? Mâncăm la mea sănătos. Ai ca niște gărgăuri. Hai să prezentăm și masa asta, ce zici? Ce note îi dai mesei acestea? Adică din punct de vedere al sațietății, gustului și așa mai departe. Bă, chiar se potrivesc chestiile astea cu salata. Crezi că te-ai săturat dintr-o astfel de masă? Dacă urmează să mai mănânc ceva după aia, da. Zic de masa asta, ar fi să mănânci asta doar la micul dejun. Te-ai săturat? Da. Din 4 nuggeturi o să lățică de asta și un shake proteic? 100% large. Ok, atunci, haide să trecem la următoarea masă, care ar fi din jumătate de porție de cartofi. Bam! Bam! Asta o păstrăm pentru cealaltă masă. Ok, mănânc în cealaltă. Și un filet of fish. Caloriile totale pentru masa asta sunt 519 calorii, din care 60 de grame de carbo, 22 de grame de grăsimi și 17 grame de proteină. Ok. Nu aș putea să mă satur niciodată în viața mea din așa ceva. Acum că l-am prezentat, putem să și prezentăm cum e gustul? Cum e sandwich-ul ăsta? Mamă, tu îl simți, genuște-l. Trăiesc prin el, boșilor. De mult îți place? Mamă, deci pentru filetul fiul ăsta, ce mă, tai un deget, ești de mult. E bună, nu știu. Următoarea masă după filetul fiș ar fi o salată cezar și un shake proteic. Salata are 180 de calorii și shake-ul proteic are 118 calorii. Totalul este de 298 de calorii, din care 5 grame de carbo, 10 grame de grăsimi și 48 de grame de proteină. Avem piept de pui, niște crutoane și foarte multe legume, pentru că avem nevoie și de micronutrienți într-o dietă echilibrată. Asta le mănânc acasă, deja nu mai pot. Următoarea masă și ultima mai exact, pe care trebuie să o mănânc seara, bineînțeles, ar fi cartofii, un cottage cheese. Păi asta nu e de la Mac. Știu, dar ce proteină ai de la Mac? Proteina, nici proteina, da, e de la mai proteină. Care e chiar foarte ok și eu mereu îl mănânc când mă duc la Mac. O dată pe an. Nu, frate, n-are absolut nimic. Are salată, are un sos de muștar, roșii și piept de pui. Gen, pâinea piept de pui, sper. Da. Și mereu, adică am mai făcut asta pe vlog, nu știu dacă ați văzut vlogul în care am mâncat sănătos de la fast food, sănătos, iarăși.
e impropriu să zici asta. Mi-am pus un cottage cheese în sandwich și oamenii mei, e cel mai proteic sandwich pe care îl puteți avea vreodată. Ca să vă zic acum. La Subway, cred că e mai proteic. Da, da, la Subway, da. Eu omor Subway-ul, când am timp direct la Subway mă duc. Am fost, mai chemat. E cât de cât ok. Numai acolo nu vine, dacă îl chem altundeva ar veni, dar la... Na, nu vin, frate, na, na. Păi da, ce, păpunerii lumea salate fără sosul, ce sensare. Fii atent, pentru masa asta avem 676 de calorii, din care 66 grame carbo, 23 grame de grăsim și 50 de grame de proteină. 50 bine, de grame de proteină. Bine, bun. Adică chiar e super bine. Și pentru toată ziua avem 1800 de calorii, din care 147 grame carbo, 66 de grame de grăsim și 150 de grame de proteină. Stank! Dar te așteptai să ai 150 de grame de proteină la Mac? Nu mă așteptam să fie atât de multă mâncare în 1700 calorii. Hai mă, frate, chiar e multă mâncare. Sincer, e multă mâncare, pe bune. Eu nu pot să supraviețuiesc, frate, cu așa ceva. Asta e o plăcintă! De ce avem o plăcintă? Nu știu cum a apărut aici o plăcintă. Aia nu e a noastră. Caloriul ăla mea plăcintă. Meniu mare, lui, nebunule, hâți, tată. Nu, acum lăsând gluma la o parte, chiar ți se pare mult volum sau zice la? Bă, având în vedere că vorbim de Mac, da, e ok volum. Da, e volum mult, n-am ce să zic, da. Tu chiar te-ai săturat cu atâta mâncare pe zi? Cred că da. Da, nu știu, eu dacă mănânc un kil de mâncare la o masă, nu mă satur, jur. Un kil de mâncare? Bă, tu n-ai văzut cât mănânc, gen, eu mănânc foarte mult, mănânc mult volum și puține calorii. Multe legume, multe fructe. Da, bă, dar la un moment dat ți se ia, bă, să mănânci legumele alea, să da, mănânci. Nu știu, nu cred că suntem făcuți noi ca specie să mâncăm salată. Nu știu ce să zic. A băgat cartofiorul, dar rece n-are uhat, cam acesta a fost vlogul. Nu uita să lăsați un like dacă vreți să vedeți și varianta sănătoasă de la Taco Bell. Și sănătoasă. Sau scrieți voi în comentarii unde vreți să facem masă. Da, dacă nu vreți la Taco Bell, de ce caloric, unde vreți să vedeți de ce caloric? La ce fast food? Ce fast food? Dacă ar fi să faci un top al fast food-urilor, care ar fi topul ăla? Shawarmerie, clar. Ca shawarmerie sau ca fast food? Nu, locul 2 ca fast food. Ca Mac-ul ar fi. Da, și locul 3? KFC. Wow. Cred că tu e KFC și Mac e o egalitate. La mine cred că pe primul loc e Pizza Hut, după pe doi... Mamă, mai știi că mâncam cu 30 de lei o zi întreagă pizza în continuu? Asta vorbeam cu el când am trecut pe aici. Mâncam 4-5-5 pe 30 de lei, mâncam o zi întreagă tot 5 de lei. Dădeam mai mult pe apă decât pe mâncare, știi mă. Pe locul 2 ar fi Vivo, pe locul 3 Dristor. Da, Dristor e ok. Da. Chiar e ok. E shawarma aia gen... cum să zic eu? Mai de top. Shawarma aia mai... mai scumpă. Uzuală, mai... mai default, să zic așa. Mi se pare scumpă, sincer. Bă, s-au scumpit, da, mă, era dracu, era înainte cât era, era 4 lei o porție de cartofi. O făceam cu sos, cu ciorbă de cartofi, știi? Mamă, mamă, ai ținit-te. Te făceam cu 4 lei, dacă mai aveai bani să ții și o baghetă, erai... Da. Zeu. Baghetă de-aia cu șuncă de-aia. Și cam acesta a fost vlogul. Oamenii mei. V-am pupat, nu uitați să ne lăsați și un follow pe Instagram, un subscribe pe YouTube la amândoi. V-am pupat, pa, pa. Pa.